Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Continuăm seria etalărilor pentru fiecare zodie în parte pentru luna iunie. Am rămas la ultima zodie Pești, dar nu cea de pe urmă. Haideți să vedem, dragii mei, în această perioadă, în luna iunie, ce putem să aflăm pentru voi, ce ne spun astrele și cel mai important este că prin intermediul acestei etalări dumneavoastră puteți afla răspunsul la o întrebare care vă macină sau poate veți afla soluția pentru o problemă cu care vă confruntați în ultima vreme și s-ar putea să aibă această rezolvare chiar în luna iunie până la sfârșitul acestei luni. Motiv pentru care începem prin a ruga ghizii spirituali, cărora le mulțumim cu recunoștință pentru participarea la etalări, despre cum sunteți voi acum. Haideți să vedem ce obstacole vă pot apărea în cale, cum puteți să depășiți aceste probleme pe care le aveți, punctele dumneavoastră forte, mulțumesc, ce poate apărea pe neașteptate în viețile peștilor. Și rezultatul final. Bun, dragii mei pești, să vedem cum sunteți dumneavoastră acum. Exact cum spuneam și la începutul zilei, de fapt cu etalarea din vărsător, cumva și peștii se află ca într-o mașină de spălat, dragii mei. Sunteți pur și simplu într-o... Vă macină foarte multe lucruri, foarte multe gânduri, emoții, când sus, când jos, sunteți exact ca într-un roller coaster emoțional. Nu știți ce alegeri să faceți, sunteți câteodată pe cale să renunțați la o anumită persoană, la o anumită situație, la un anumit job și așa mai departe, după care vă răzgândiți și parcă vreți să mai așteptați, cumva ușor rătăciți văzlind contra curentului. Nu vă găsiți liniștea, nu vă găsiți starea, sunteți epuizați psihic, fizic, emoțional, ca într-o tornadă sunteți, dragii mei, pentru cei care s-au eliberat de anumite stări, de anumite situații, cumva toate lucrurile acestea au fost aparente, a fost ca o victorie goală pentru că sunteți gata să intrați într-o altă cușcă emoțională. Deci exact cum ați evadat dintr-o închisoare și intrați de singuri și de bunăvoie în alta, metaforic, bineînțeles, vorbind. Încercați să vă restricționați, să vă autorestricționați, încercați să vă așezați, parcă, cum să vă zic, alergați în jurul cozii. Nu vă găsiți liniștea și nu știți de unde să o apucați. Și acest lucru se reflectă și asupra sănătății dumneavoastră. Poate că și în plan material nu stați foarte bine, nici în plan financiar, parcă nu vă găsiți acel buget pentru a putea duce mai departe anumite planuri pe care le-ați început și pe care nu au putut să fie continuate sau vă străduiți foarte tare să faceți rost de anumiți bănuți pentru a reuși să vă împliniți anumite dorințe, anumite vise. Nici într-o vacanță nu ați mai putut să plecați, tocmai din cauza faptului că bugetul dumneavoastră a avut de suferit în ultima vreme, mai ales și în contextul actual. Și sunteți gata să puneți limite acestei probleme, acestei situații, pentru că efectiv ați obosit, sunteți extenuați și fizic și psihic, aveți nevoie de o pauză, aveți nevoie să vă relaxați, aveți nevoie să ieșiți în natură, să luați acest contact cu natura, cu aer, să pur și simplu să luați, să atrageți aer în piept, să inhalați oxigen, pentru că și sunteți extrem de agitați, extrem de nervoși, nu este valabil pentru toată lumea. Deci pentru cei care rezonează cu această etalare, lucrurile pentru voi sunt destul de tensionate în ultima perioadă. Nu vă simțiți foarte, foarte ok.
Ce obstacole sunt în viața dumneavoastră? Faptul că nu vă găsiți această... Nu vă regăsiți și nu vă regăsiți pe voi. Nu vă regăsiți pe voi înși vă. Nu mai știți cine sunteți sau n-ați mai știut în ultima perioadă cine sunteți. Posibil să apară în viața dumneavoastră niște situații limită, niște situații la extremă, să acționați sau posibil să acționați sub impulsul momentului, ceea ce nu este ok, dar având în vedere faptul că emoțional sunteți ca într-un vârtej, vedeți o tornadă din asta emoțională, s-ar putea să nu vedeți foarte bine lucrurile și să puneți punct unei relații, să puneți capăt unei relații. Sau dacă v-ați regăsit cu o persoană din trecutul dumneavoastră la care țineți, fie că este un apropiat, fie că este un fost iubit, fost iubită, s-ar putea să, că această perioadă să fost de scurtă durată. V-ați găsit, v-ați revăzut, nu v-a convenit și în sfârșit s-ar putea să vă pară rău. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, este posibil sau sunt șanse destul de mari să dați cu piciorul la anumite situații. S-ar putea să vă sune acea persoană, să vă deblocheze sau să vină să își dorească o discuție cu voi, o întâlnire noastră, să faceți acest lucru nebunesc, să-i spuneți nu, nu vreau să, nu mai vreau pe nimeni acum și după aia să vă pară rău. Deci aici există următoarea situație, să vi se ofere șanse, oportunități din partea destinului, a doua, a treia, nici nu contează, iar dumneavoastră să renunțați din faptul că nu mai puteți din punct de vedere emoțional și apoi să regretați. Doar atât, să fiți atenți să nu regretați în urma deciziilor pe care le luați de orice natură. Fie că este vorba de planul afectiv-relațional, fie că este vorba despre planul financiar. Nu acționați în momentul în care sunteți supărați, pentru că s-ar putea să vă pară rău. Ok, haideți să vedem ce puteți să faceți să evitați aceste probleme. Întoarceți-vă la bunătatea care vă caracterizează, dragii mei. Zodia pești cu pești. S-ar putea ca să aveți o situație cu o persoană din trecut care se află tot în zodia pești, Capricorn, Taur, Leu, Vărsător, Rac, Scorpion. Cineva vă urmărește din umbră, poate vă urmărește postările, poate vă urmărește acțiunile, poate întreabă de voi, poate își dorește să vă ia pulsul, dar exact cum spuneam și la începutul etalării, sunteți pe cale să renunțați, sunteți pe cale să, cum să vă zic, să nu mai aveți acea putere să duceți mai departe o situație și cred că este vorba mai ales de planul acesta afectiv, relațional, planul emoțional, planul sentimental, aveți nevoie de protecție, aveți nevoie să luați o gură de oxigen, aveți nevoie să evadați din acest spațiu pe care aparent vi l-ați creat, această aparentă zonă de confort. Nu este nicio zonă de confort, este o zonă în care aparent vă simțiți bine, încăpățânați, nici măcar nu mai aveți acea capacitate să alunecați printre probleme. Dumneavoastră sunteți niște persoane extrem de puternice, istețe, străluciți atunci când vreți să străluciți. Faceți-o și acum și limitați-vă, întoarceți-vă de fapt la acea bunătate care vă este caracteristică. Dacă nu mai știți cine sunteți sau aveți această senzație că parcă v-ați pierdut busola sufletului, în adâncul dumneavoastră simțiți sau trebuie să simțiți sau trebuie să știți că sunteți o persoană bună, o persoană care face bine, o persoană care este o persoană caritabilă, un bun om, o persoană care ajută. Rămâneți și cred că și aici a fost un pic de contradicție pentru faptul că ați făcut atâta bine, ați fost pro-ajutor și chiar și pe persoana cu care, după care suferiți, că cred că este vorba despre o persoană din trecutul dumneavoastră pentru care suferiți sau sunteți dezamăgiți, dezamăgite, triste, ați ajutat această ființă și v-a întors spatele, v-a răsplătit cu, eu știu, manipulării, minciuni, înșelătorie sau pur și simplu a fugit din viața dumneavoastră fără să înțelegeți de ce. De unde și renunțarea aceasta la iubire? Cineva vrea să renunțe
la a iubi, de fapt, nu la iubire aceasta, ci la iubire. În jurul dumneavoastră, să știți că sunt persoane care vă, cum să vă spun, vă respectă, vă apreciază, vă iubesc. Nu le vedeți. Ce trebuie să faceți să depășiți aceste probleme este să fiți atenți, să fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, să nu renunțați la iubire și mai ales, cu siguranță, în proporție de 70-80% există cel puțin o persoană de o persoană de sex opus care vă urmărește, este pe lângă dumneavoastră sau vă susține sau poate să fie un prieten, o prietenă care vă este aproape, care intervine ori de câte ori vă este greu. E, acea iubire era, să zic, vedeți, am și spus, am scos porumbelul, s-ar putea ca acea persoană să vă fie iubire, să fie o potențială iubire de fapt și să poată să reușească într-un timp scurt să vă scoată din această stare de torment emoțional. Cumva posibil să aveți și această direcție de a consuma mult mai multe alimente decât este necesar pentru organism, multă carne, alcool, tutun, cafea, medicamente și așa mai departe. Deci renunțări, dacă se poate și dacă vă este la îndemână, să zic așa, să renunțați ușor, ușor așa la aceste abuzuri pe care le-ați făcut în ultima vreme. Foarte multă apă. Ori stați lângă o apă, ori lucrați în domeniul acesta care are legătură cu apa, ori călătorii peste o apă sau acea persoană stă cumva, sunteți despărțiți de o apă. Dragii mei, posibil să aveți, dacă că am zis rac, scorpion, pești cu pești și așa ca idee puteți trece peste această perioadă. Eu zic că dacă nu luna aceasta, deci nu este vorba de câteva zile, este vorba de o lună, două, adică lucrurile încă se mai, nu vă mint, adică nici nu trebuie să vă ascund acest lucru, lucrurile nu se întâmplă peste noapte, deci mai durează, s-ar putea ca la voi să mai dureze până la sfârșitul lunii sau chiar luna viitoare. Este o suferință care vine dintr-o lună de iarnă sau dintr-un timp destul de friguros. Cineva stă în jurul aurorii boreale sau îi place aurora boreală, cochetează cu ideea de a merge acolo și a vedea aurora boreală sau persoana cealaltă stă acolo cu care corespondați pe rețele de socializare sau astea sunt mesaje suplimentare, dragii mei, nu sunt obligatorii, sunt doar pur și simplu niște mesaje care v-ar putea așa aduce mai aproape de către problemele dumneavoastră particulare. Deci eu zic că, să zic că mai durează o lună, două și lucrurile se vor pune cap la cap și în puzzle-ul vieții dumneavoastră. Ideea este să nu renunțați, pentru că veți găsi, să știți, această uniune. Sunteți, vă este dor de această uniune, s-ar putea să fie aici și un divorț care v-a dat efectiv peste cap, v-a turmentat, v-a introdus într-o stare de nefericire profundă. Dar ușor, ușor, credeți-mă că lucrurile se pun cap la cap. Știu ce spun, nu numai că am trecut prin acest lucru, prin această situație care mi se părea fără ieșire. E, iată că lucrurile se întâmplă până la urmă și Dumnezeu ne deschide oportunități, ne dă șanse peste șanse. Totul este să nu uităm cât de bun suntem în adâncul sufletului, fiecare dintre noi, să ne cultivăm acea bunătate și să o dăm mai departe, pentru că în felul acesta schimbăm toate amintirile traumatizante în binecuvântări și în felul acesta avem acea capacitate în sfârșit să iertăm. Iertarea este un proces important în etapa aceasta a vindecării, este extraordinar de greu, este greu să iertăm, să ne cerem iertare și mai ales să ne iertăm pe noi. Ceea ce cred că este oportun să faceți și dumneavoastră, cel puțin așa reiese din această etalare. Punctul dumneavoastră sau punctele, calitățile dumneavoastră forte este că dumneavoastră vedeți cât de frumos se așează cărțile și atât de frumos universul ne transmite, ne oferă în dar aceste informații și aceste recomandări.
Universul vorbea de bunătate și de faptul că este benefic să vă întoarceți la bunătatea sufletului dumneavoastră și să nu acționați sub impuls, să nu fiți mânioși și să vă mențineți pe aceeași lungime de undă ca o calitate, ca un punct forte care este faptul că înțelegeți și vedeți tot pești, pești cu pești, cineva este în adică toată această etalare se învârte în ca semne zodiacale, pești, scorpion, rac. Dragii mei, sunteți înțelegători. Vedeți? Sunteți înțelegători. Înțelegători. Asta e o mare calitate. Faptul că înțelegeți sau urmează să înțelegeți aceste lucruri, aceste experiențe care vin în viața dumneavoastră și nu uitați că aveți și pasiune, sunteți pasionali, sunteți buni, puternici, sunteți înțelegători. Ce să vă mai zic, dragii mei? Aproape că n-am cuvinte. Bazați-vă pe intuiția dumneavoastră, pentru că cu siguranță, și chiar aș vrea să îmi dați de știre, în viața dumneavoastră va apărea acea persoană care vă poate oferi această stabilitate. Nu este vorba de zile, dar cu siguranță în 2 luni, o lună, două, nu știu, o să mai facem etalări, pentru că chiar sunt curioasă despre cine este vorba, dar vedeți această pereche, cineva, o energie feminină pe cale să renunțe și această energie masculină care vine, calcă totul în picioare, vedeți cu un curcubeu imens deasupra capului care topește gheața din jurul dumneavoastră, vedeți? Aici, în jurul dumneavoastră, este un zid de gheață, da? Un zid de gheață, iar aici această persoană începe să topească această carieră de piatră cu ajutorul acestui zâmbet al îngerilor, cum îmi place mie să spun, și anume curcubeul. Deci această persoană cu siguranță urmează să vă aducă această stabilitate, pentru că această ființă nu renunță. Această ființă nu renunță la dumneavoastră și nu cred că a renunțat niciodată și nu cred că este vorba despre o persoană după care suferiți în trecutul dumneavoastră. Poate fi, sunt șanse, dar eu zic că sunt șanse să fie o persoană cu totul și cu totul nouă. Diferență de vârstă între voi, s-ar putea ca energia masculină să fie o energie masculină matură. Nu știu neapărat dacă e vorba despre, eu știu, el să fie mai mare și ea mult mai mică, dar cu siguranță este o energie masculină echilibrată, așezată, care deja până la vârsta asta a realizat multe lucruri. De asta vorbim despre posibilă experiență de viață, să zicem așa. Foarte frumos și foarte optimistă, să știți, această etalare, aceste mesaje pe care le primiți voi, peștii, pentru că după toată această nebunie, după acest, în ghilimele, balamuc, că tot vorbeam ieri despre acele întâlniri cu bucluc sau cu balamuc, după tot acest bucluc emoțional, dragii mei, lucrurile încep să se așeze. Știți cum este acel vârtej, tot îmi vine să-i zic vertij, amețiți cumva? S-ar putea să amețiți, să nu să dezechilibre, amorțeli, aveți atenție puțin la lucrurile acestea. Suntem astenici acum în perioada aceasta, când nici organismul nu mai știe ce să mai facă. Cum este acel vârtej pe nisip, ați văzut, se învârte, iar la fuiorul acela. Iar la un moment dat, când se așează lucrurile, nisipul se așează. E, dumneavoastră sunteți exact în acea perioadă. În perioada în care lucrurile încep să se așeze. Încă sunteți ca într-o mașină de spălat, dar v-am zis, nu mai durează mult și începe totul să se sedimenteze încet, încet. Acum vă sună cineva sau vă trimite un mesaj, poate pe rețelele de socializare, poate nu, ușor, ușor, cu fiecare cuvânt, cu fiecare, eu știu, postare și așa mai departe, poate să fie începutul unei frumoase povești de dragoste. Neașteptat în viața dumneavoastră, ce poate să apară? Determinarea de a avea această, de a avea ceea ce v-ați dorit dumneavoastră. Posibil să vorbim și despre persoane din leu berbec și săgetător. În câteva zile s-ar putea să aveți șansa de a comunica
cu o persoană de sex opus, fie cu o persoană din trecutul dumneavoastră, fie cu o persoană care vă tot poartă sâmbetele sau vă admiră în secret, cu un admirator în secret, mulțumesc pentru mesaj. Deci s-ar putea ca cineva să fie extrem de determinată să intre în viața dumneavoastră sau să vă scoată din acea cușcă emoțională în care v-ați închis, în acea aparentă zonă de confort. Doamne ajută! 9, poate 9 zile. Cine știe. Ca rezultat final, este bine să visați. Veți avea o perioadă în care, cum să vă zic, parcă călcați pe norișori. Deși ați fost în punctul de a ceda, de a renunța la iubire, cam toate zodiile, să știți, că în luna iunie au avut momente de renunțare, pur și simplu nu la persoane din trecut, ci la iubire în general. Nu trebuie să renunțați sub nicio formă, pentru că vedeți ce frumos, deja avem al doilea curcubeu în etalarea aceasta. Vedeți, avem al doilea curcubeu în etalare. Deci cu siguranță vă va zâmbi, îngerii vă vor zâmbi, destinul vă dă o nouă șansă. Multă apă, dragii mei, foarte mult aici, pești cu pești. Pești cu pești, pești cu raci, pești cu scorpioni, pești cu berbec, leu și săgetător. Ceea ce vreau să vă spun este că s-ar putea să renunțați la o persoană din trecutul dumneavoastră, mai tânără decât voi. Aici văd o diferență de vârstă între un fost și un actual, sau un viitor, sau un potențial. Energii masculine, două energii masculine și o energie feminină. Deci s-ar putea ca un bărbat să fie mai matur, mai în vârstă, unul mai tânăr. Acum vom vedea și la care vreți să renunțați. Dar eu zic că posibil să fie persoana mai tânără, bărbatul, să renunțați la bărbatul mai tânăr pentru a fi împreună cu un bărbat de vârsta dumneavoastră sau un bărbat cu o experiență de viață vastă sau cineva are legătură cu apa, ceva, multă apă, stați pe lângă apă, cum spuneam, ca să nu mă mai repet, să vă iau din timp. Persoane blonduțe cu ochii căprui, căprui verzui, persoane grizonate, dar și ei. Deci sunt șateni blonduți sau grizonați, cu tenul alb spre mediu, iar bărbatul matur poate avea barbă, cioc sau mustață. Și părul s-ar putea pe o parte, așa, mai să intrăm ușor în amănunte, iar energia feminină la fel. Deci predomină persoanele deschise la culoare, blonduțe, șatene, grizonate, doamnele și domnișoarele, cu părul mai în anumite situații mai lunguț, deci nu părul foarte scurt. Dacă sunteți energii mature feminine, sunteți ușor temătoare, deci aveți o teamă, vă este frică de ceva, o teamă ascunsă pe care o țineți foarte tare ascunsă acolo. În general, călătorii. Poate călătoriți peste o apă, poate, eu știu, zburați cu avionul, aveți de dus undeva, Doamne ajută, poate aveți de dus într-o vacanță și poate că acolo este posibil să vă întâlniți o potențială iubire. Sau, dacă nu, cu siguranță există această călătorie peste o apă, poate cu vaporul, cu barca, poate vă plimbați, cine știe, Doamne ajută, să aveți așa o vacanță care să vă plimbați cu barca. Pistrui, cineva are pistrui? Foarte frumos, dragii mei. O etalare care pe mine pur și simplu m-a uimit. Atâta suferință, atâta tristețe și atâta torment emoțional și cu o finalitate extrem de benefică pentru voi. Nu renunțați nici voi, dragii mei, la iubire, pentru că sunteți pe calea cea bună și sunteți pe cale să aveți această uniune, unitate, regăsire. Nu faceți nimic nebunesc, pentru că oricum nu vă stă în fire să faceți ceva nebunesc, nu acționați sub impuls și fiți pe fază, fiți pregătiți pentru o nouă iubire. Dragii mei peștișori, vă pup, vă iubesc din toată inima, sper că ați găsit aici și mesaje îmbucurătoare care vă ajută să vă dați seama despre ceea ce se întâmplă mai bine, mai mult în viața dumneavoastră, nu vă pierdeți speranța,
Mai așteptați încă puțin pentru că lucrurile se așează, lucrurile reintră pe făgașul normal și veți avea parte cu siguranță de acea stabilitate pe toate planurile. La voi s-a distanțat foarte mult planul afectiv-relațional. O să facem și în luna iulie astfel de etalări pentru a vedea ce se mai întâmplă, cum se mai schimbă energiile, pentru că de ce nu aduce anul ce aduce ceasul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionări, vă mulțumesc pentru mesaje, sunteți absolut fantastici. Aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, fiți bine, rămâneți sănătoși și îmi doresc pentru voi să aveți cea mai bună perioadă din viața dumneavoastră pe toate planurile, ca o mantră. Dragii mei, toate cele bune, numai bine, la revedere!